Toți șoferii din România trebuie să știe noua lege. Cei care dețin permis de conducere și își schimbă domiciliul sunt obligați să preschimbe certificatul de înmatriculare al mașinii deținute în cel mult o lună. Astfel, conform codului rutier, în situația în care apar schimbări în legătură cu datele de identificare a unui vehicul sau cele ale proprietarului acestuia, adică inclusiv atunci când deținătorul unei mașini își schimbă domiciliul, certificatul de înmatriculare al respectivului vehicul trebuie preschimbat în cel mult o lună de la apariția schimbărilor. Concret, codul rutier prevede că proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea. Așadar, atunci când apar schimbări legate de datele proprietarului unui vehicul, numele sau adresa de domiciliu sau legate de datele mașinii, certificatul de înmatriculare trebuie schimbat în cel mult o lună de la acel moment. În acest caz, trebuie să mergi la serviciile regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, care fer termenul pentru preschimbarea certificatului de înmatriculare la schimbarea domiciliului e necesar, deoarece în cazul amenzilor ce se dau în lipsa contravenientului, cum e și cazul amenzilor pentru neplata rovinetei sau a taxei de pod, comunicarea procesului verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de primire sau prin afișare la domiciliu sau la sediul contravenientului, potrivit ordonanței de urgență 2 din 2001 privind regimul juridic al contravențiilor, relatează playtech.ro.